monitorizare, cum va fi implementat și când estimați că va fi implementat? Licitația pentru sistemul de monitorizare video și GPS a curselor din transportul intrajudețean este ridicată la acest moment PSA. Termenul este 3 luni de zile pentru implementarea acestui sistem. El va fi gata cel mai bun caz de la 1 ianuarie 2024. Sistemul va avea câteva componente. Prima componentă de monitorizare a traficului mașinilor de pe traseu. Trafic monitorizat atât de intern de către Consiliul Județean, dar și public. Deci va fi disponibilă o aplicație pe site-ul Consiliului Județean, unde fiecare dintre noi va putea monitoriza cursele. Apoi este partea de abonamente și bilete online, deci schimbarea este că abonamentul nu se va mai lua la operator, ci se va lua direct de pe site-ul Consiliului Județean, urmând ca banii să se transfere direct în contul operatorului. La fel și bilete vor putea fi procurate atât online cât și în prima parte și la șofer, dar pentru cine dorește va fi disponibil și online.